Salut, dragi prieteni, și bun găsit din nou pe acest canal de YouTube. Astăzi facem un alt fel de videoclip. Astăzi prezentăm un Samsung Galaxy A50. Este telefonul pe care mi l-am achiziționat și eu astăzi. Totuși am apucat să-l aprind și să-l folosesc puțin, să văd și eu ce știe telefonul. Și după l-am băgat din nou în cutie ca să facem videoclipul puțin mai frumos, zic eu. Telefonul vine cu următoarele specificații. Avem pe spatele cutiei și, după cum se vede, scrie că are Infinity U Display, triple camera, senzor de amprentă, procesor octa-core, 4 GB de RAM, 128 GB memoria lui internă, cu toate că vine și cu port pentru cardul microSD. Are camere pe spate, triple camera, este de 25 megapixel și de 25 de megapixel camera frontală. Și celelalte specificații, după cum se vede, le are aici care scrie ce mai știe el să facă. Trebuie să desfacem și cutia să vedem ce se află în cutie. Aici avem telefonul. Aici este manualele lui băgate într-o astfel de cutiuță. După cum se știe, certificatul de garanție și celelalte manuale. În cutie se mai găsește o pereche de căști tipic Samsung, încărcătorul care este fast charger. Trebuie să vedem să focalizeze camera mai bine și să vedeți și voi ce scrie pe acest încărcător. Da. Să vă prezentăm acum și telefonul și să vedeți cum arată. Avem sus decât o singură cameră pe față și fără blitz. Pe spate avem plastic care este de această culoare. Nici nu știu cum se numește, sincer să vă spun cum se numește culoarea asta, dar vedeți și voi cum se vede. Oricum, modelul de telefon, de fapt culoarea pe care am ales-o a fost neagră, după cum se și vede el, dar pe spate arată așa. Acestea sunt cele trei camere cu blitz pe spate. Și să vă arăt ce mai are el. Are pe partea dreaptă, vine cu butoanele de volum. Astea sunt. Jos este butonul pentru aprinderea telefonului și blocarea telefonului. Sus avem un microfon, după cum se vede. Pe partea cealaltă, pe partea stângă, cum ar veni, se află sus aici în colț sertarul pentru SIM-uri. Telefonul, să specificăm că este dual SIM și are sertarul care intră și cardul microSD și cele două SIM-uri. Și în partea de jos a telefonului se află mufa pentru căști, mufa încărcătorului care este de tip C. Aici avem microfonul și aici este difuzorul. Acum o să aprinde și telefonul. După cum se vede, astăzi este luni, 29 aprilie. Ca să vedeți și data în care filmăm. Și după cum v-am spus, telefonul l-am aprins înainte, de-aia am apucat să-i bag și cartela și l-am folosit puțin. O să dau puțin într-o parte să bag și eu pinul, să nu se vadă. Am deblocat telefonul.
Și acum lăsăm puțin să se încarce, s-a încărcat. Telefonul vine cu ultimul model de Android, Android 9. Acesta este meniul. Telefonul, de câte am văzut pe internet, la momentul actual pe eMAG costă 1600 de lei. Să ne uităm și puțin la setări. Și aici ne arată versiunile, versiune de Android, versiune bandă de bază, versiune nucleu și ce mai are el pe aici. Și cam asta e telefonul. Hai să ne uităm puțin și pe cameră, cam așa filmează cele trei camere. Pe camera de față nu o să dau, că n-aș vrea totuși să mă filmez eu acum. Și ce să vă zic altceva, aștept în comentariile voastre. Bateria, am uitat să specific, este de 4 mAh. Bateria telefonului, care totuși te ține. Și dacă mai aveți și altfel de întrebări, uitați să vă arăt și senzorul pentru o amprentă. După cum vedeți, apeși puțin pe el și stați puțin că n-a revenit senzorul de amprentă. După cum se vede, eu sunt și puțin transpirat pe mână și de-aia se debloca puțin mai greu. Dar de obicei funcționează foarte repede și amprenta. Dacă nu doriți să-i băgați amprenta, puteți foarte ușor să-i băgați cod sau pin sau ce mai vreți voi. Da, cam asta a fost episodul pentru astăzi. Dacă aveți întrebări atât legate de telefon sau despre ce vreți voi, lăsați în comentarii. Eu vă pup, vă doresc o zi bună și nu uitați de subscribe la canal, like, share dacă v-a plăcut acest videoclip.